istoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei, este ultima ediție înaintea Crăciunului și a vacanței de iarnă. O ediție la care mă gândesc de 3 săptămâni și pe care am programat-o așa cum este de 3 săptămâni. Ea vine după un an istovitor din toate punctele de vedere. Și de aceea am dorit să vă dăruiesc o emisiune cu un invitat special. Un invitat pentru suflet și minte, deopotrivă. Un invitat pe care știu că-l iubiți pentru înțelepciune, căldură, umanitate și extrem de important pentru umor. Bine ați venit la Europa FM, părinte Francisc Doboș. Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la 0372069599. Părinte, cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră? Interesant. Interesant. Provocator. Provocator la sens, la înțelepciune, chiar dacă nu am dovedit-o, dar după ce ne-am învrăjbit, să ne așezăm, nu doar la masa de Crăciun, să ne așezăm în suflet, în inimă și să ne dăm seama de lucrurile care contează, umanitatea noastră. Am descoperit limitele umanității noastre. Cred că problema cea mai stringentă este umanitatea noastră, antropologia, în sensul de bunătate înfrumusețată, nu de bunătatea aceea care devine moralizatoare. Când un părinte sau un preot doar îi ceartă pe copii sau pe enuriași că nu ați făcut bine, că nu e bine așa, că întotdeauna avem nevoie să fim încurajați, să fim încurajați să fim buni, să fim frumoși, să fim spirituali, dar spiritualitatea să nu fie habornică. Iar evident pentru mine, preot, romano-catolic, creștin, această umanitate este întrupată, adică un Dumnezeu care se face om, pentru că suntem în această perioadă a Crăciunului și, evident, nu pot să nu țin cont de toți ceilalți. Sunt oameni care ne ascultă, care nu cred în Dumnezeu. Dar iarăși fac apel la acea îngăduință, așa cum eu pot să ascult un ateu, să stau de vorbă cu el, nu înseamnă că îi iau sau sunt de acord cu ceea ce zice. Dar iarăși nu mai facem războaie. Nu încercăm să ne convingem de ceea ce nu ține de domeniul convingerii aici. Pentru că ceea ce înseamnă credința pentru un om, credința nu devine habotnicie. Și poate aici am văzut și unele limite ale oamenilor credincioși, credinciosul din mine care poate sau riscă să devină habotnic. Care lipsește... Iarăși aici, ce este păcatul? Păcatul este să nu-L mai lași pe Dumnezeu să se întrupeze în tine. Adică să se vadă în gesturile mele, ca să nu vorbesc în gesturile celor care ne ascultă, să se vadă în gesturile mele, în tonul vocii mele, că nu sunt doar un panglicar, doar un om care încearcă prin modalități șlefuite ale limbajului, ale tonului, să-i păcălească pe ceilalți. Să se simtă că avem nevoie de duhovnici, avem nevoie de îndrumători, avem nevoie și de lideri politici, de oameni implicați pentru societate, care să ne vorbească de binele comun, nu de binele de clacă sau de grup de interese. Este și un interes al națiunii, este un interes al poporului. Evident că pentru mine discursul nu se limitează doar la popor în această perioadă a Crăciunului. Eu sunt Doboș, nu sunt ungur, sunt român, așa mă cheamă. Poate prin trecutul meu, prin rădăcinile mele din Moldova, de lângă Roma, acolo, cu ceangăi, pe filieră, cum au apărut. Toți suntem în București, cât sunt de origine grecească, cât sunt evrei, cât sunt de alte rădăcini. Nu ne-am născut toți daci. Să ne înțelegem, toți locuitorii României formăm acest popor. Nu pot să, și aici lărgesc oarecum această reflecție. Romano-catolici, greco-catolici, alți creștini de alte denominațiuni, confesiuni, nu stăm să ne plângem de fiecare dată că suntem năpăstuiți. Nu ne năpăstuiește nimeni, nu ne îngrădește nimeni. Toți avem posibilitatea să-L mărturisim pe Dumnezeu
fără neapărat folosesc o imagine, uneori și atunci când predic, fără habornicie spirituală sau fără clișee învechite. Avem ocazia prospețimii. Și aici mă gândesc, cine ne ascultă acum, vă dați seama ce este în București și unde stau eu, lângă statuia aviatorilor, traficul, toți aleargă după cadouri de durerit și după cadouri de primit. Ceea ce este foarte important pentru un creștin, cadoul este altcineva, cu amare, este El, este Dumnezeu, care devine om. Noi îl povestim, vine Crăciunul, încercăm să ne creăm tot acest entuziasm și senzații profunde spirituale, dar care sunt foarte bune. Avem nevoie de tot acest ton, de toate cântecele, dar să nu ne pierdem doar în senzație sau în sentimente sau în sentimentalism relațional. Avem nevoie de substanță, avem nevoie de credință, o credință care vine prin frecventarea Harului. Părinte, ați spus că după ce ne-am învrăjbit, eu aș spune că suntem învrăjbiți. Rar am văzut, eu nu mi-aduc aminte să fi văzut societatea mai fracturată, mai radicalizată, mai puțină, de fapt, disponibilitate de a asculta, de a înțelege, de a-l înțelege. Fiecare este pe poziția lui, pe baricada lui, în turnul lui de fildeș, de unde scoate arma. Nu întinde mâna. Cum am ajuns aici? De ce am ajuns aici? De frică. De frică, evident. De cele mai multe ori, motorul acțiunilor sau reacțiilor noastre este frică. Nimeni nu vrea să moară. Cei care se vaccinează o fac pentru că vor să trăiască. Cei care nu se vaccinează o fac pentru că vor să trăiască. Doar? Pentru că se tem că dincolo, acolo, este altceva. E ca și cum ar fi, eu știu, cel rău. Diavolul. Nu mai este momentul, și o spun adesea cu oameni cu care mă întâlnesc, nu mai este momentul să încerc să conving pe nimeni. Nu să-i conving să nu mai folosesc argumentul care să ajungă la mintea cuiva. Argumentul, singurul argument, rămâne iubirea. Doar iubirea mai poate convinge pe cineva astăzi. Restul putem să convingem prin iubire de orice. Și tocmai de aici, plecând de la lipsa de iubire, creștinismul meu nu mai dă roade. Devine doar o habornicie spirituală, dacă încerc doar să mă plâng că sunt asaltat, că oculta, că cineva. Altcineva, întotdeauna altcineva. Fără să-mi dau seama că de foarte multe ori dușmanul cu dâmare sau cu coarne sau cu coadă, stă și se ascunde uneori în mintea mea, în argumentele mele, cel rău mă poate păcăli cu armele mele, cu armele minții mele, atunci când mă las învrăjbit, de cine mă las călăuzit sau manipulat. Să avem curajul acelui examen de conștiință, fără să fac acum, iarăși, nu țin o meditație la radio, la Europa FM, că oamenii sunt fie pe drum, tot traficul care este, fie prin țară, orică e vorba de București, oamenii care stau la semafor, priviți-l pe cel din dreapta și din stânga. Să ne dăm seama cum suntem, cum ne claxonăm sau cum ne blagoslovim, adică să nu zic înjurăm. Da, suntem grăbiți. Învrăjbiți. Avem nevoie să ne așezăm în viață și să-l privim pe celălalt, nu doar ca pe un potențial pericol. În familia noastră, la locul de muncă, între prieteni, evident că frica este cea care scoate din noi monștri. Devenim de nerecunoscut atunci când reacționăm doar cu frică, pentru că vrem să supraviețuim. Dar, adesea, o spun, nu avem nevoie doar să supraviețuim. Ce fac dacă supraviețuiesc într-o lume tristă și trebuie să viețuiesc și să-l fac și pe celălalt să viețuiască? Evident, pentru mine, eu, din punct de vedere liturgic, de la altar, Sfânta Liturghie, taina spovezii, împărtășania cu trupul și cu sângele lui Hristos în această perioadă și în tot anul, pe mine lucrul acesta mă transformă. Și un om credincios cu adevărat, care nu este habotnic, devine un cetățean mai bun și implicat, cu mânecile suflecate, care ia și hotărâri înțelepte. Evident că avem atâtea exemple care ne arată că nu este așa. Dar asta este slăbiciunea omenească, pentru că și un preot pot și eu să scandalizez și să arăt partea slabă a umanității mele și oameni să se îndepărteze de Dumnezeu pentru că eu nu am dat un exemplu bun. Da, părinte, au fost și fețe bisericești care au contribuit la radicalizare. Da, nu vorbesc despre alții, vorbesc despre mine. Când eu pot ajunge în situații de genul acesta, când prin modul meu de a trăi, de a reacționa,
ajung să îi îndepărtez pe oameni de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că devin acea cumințenie falsă. Adică smerenia doar prefăcută. Pentru că există și acest risc. Hristos i-a trimis, și ziceam, o spun adesea, Hristos i-a trimis pe apostoli să nu doar să fie păstori, adică să aibă grijă doar de acei oameni care oricum sunt prin preajma harului, adică care merg la biserică, la templu, care se ocupă cu cele trebuincioase. Hristos i-a luat pe apostoli și i-a trimis să fie pescar de oameni, pentru că acolo să-i pescuiască pe oameni, de unde? Din marea lumii, de acolo unde ne necăm de frică, de ură, de învrăjbire, ca să transmită oamenilor, hei, fiți ca Dumnezeu. Adică să avem o lentilă a ochiului spirituală, să ne privim cu mai multă îngăduință. Asta nu înseamnă că nu avem identitate, ci că identitatea mea religioasă nu o voi folosi vreodată împotriva altuia, de altă confesiune, de altă orientare. Și atunci, iarăși... Sau cu alte convingeri. Cu alte convingeri și aici... Asta s-a observat în acest ultim an, această învrăjbire că fiecare vrea să-l convingă pe celălalt. Nu este, și e convingerea ciomagului. Spuneați înainte de emisiune, nu mai funcționează argumentele care se adresează minții, ci argumentele întâlnirii. Ce înseamnă asta? Doar argumentele relaționale. Hristos a făcut minunile cele mai mari, le-a făcut la masă, acolo a convertit oameni, a intrat în casele celor mai diferiți, păcătoși. Ce ar fi făcut Hristos astăzi? Unde ar fi intrat? Cu cine ar fi stat la masă? Cu cine ar fi stat de vorbă? Și ce ar fi zis ceilalți? Uite-l cum se duce! Uite cum stă de vorbă cu... Nu dăm nume. Ca să nu creadă cineva că arătăm cu degetul pe cineva. Cu cei care cred asta sau cu cei care cred cealaltă? Dumnezeu intră în orice casă. Oare eu, făcând parte din zona celor care slujesc altarul, să nu intru în orice casă sau în orice suflet? Și iată, microfonul acesta este o ocazie pentru a modela inimi sau pentru a spune un cuvânt care să zidească înțelepciune sau măcar acea, stai să mă opresc un pic de reflexie, un pic de oprire, chiar dacă suntem în trafic sau în zbuciumul vieții noastre, în fuga după cadouri, să nu uit de cadoul cu C mare sau de cuvântul cu C mare care este Dumnezeu. Datorită Lui ne aflăm pe acest pământ și după ce alergăm, ce vrem să obținem până la sfârșit? Care este beneficiul dacă nu? Cu ce ieșim de aici? Doar cu iubirea. Nu luăm cu noi absolut nimic. Și în felul acesta, adevăratele comori e doar umanitatea pe care o putem sădi în alte inimi, în alți oameni. Putem să-i transformăm pe oameni. Asta este rolul nostru. Asta poate fi și rolul unui instrument de informare care nu doar informează, cum este și radioul. Nu ajungem să dăm, sau nu este suficient să dăm oamenilor doar informații, ci să dăm sens. Și asta profit de orice ocazie să amintesc cuvintele lui Noi, ca nu uita că Dumnezeu te-a trimis pe pământ să-L înlocuiești, să dai sensuri, să creezi, să duci începutul său înainte. N-a zis-o Sfântul Apostol Paul. Evident că nu iau locul lui Dumnezeu. Oricum, noi oamenii asta tindem, ne idolatrizăm. Și în felul acesta, punând toată speranța doar pe umanitatea noastră și vedem că nu funcționează, ajungem să devenim noi idoli, noi să fim măsura întregului, măsura tuturor lucrurilor. Și vedem că nu funcționează aici. De aceea avem nevoie de smerenie. Dar iarăși, atenție să nu fie smerenia gheboasă sau prefăcută, pentru că și eu pot modifica tonul, dar nu mai pot să predic cu tonul mieros, care să mă facă să-i facă pe cei care mă ascultă să dea într-un diabet spiritual sau relațional, să nu mai suporte acel ton care să nu mai schimbe inimi. Da, părinte, dar poate că unii dintre cei care ne ascultă și poate că vă vor și spune asta. Vă așteptăm la 0372069599 la Europa FM în Piața Victoriei, alături de părintele Francis Doboș. Așadar, părinte, poate că unii dintre cei care vor intra vă vor întreba, dacă nu vă fac ei, vă întreb eu. În viața asta de zi cu zi, în care sunt asediat de moarte, în octombrie în România a murit cel mai mare număr de oameni în timp de pace. Este
statistic. Din păcate, tinde să devină mai mult o statistică decât o tragedie, făcând apel la niște vorbe celebre, cel puțin așa, mă refer la percepție. Sunt asediat de facturi. Sunt asediat de dezamăgiri politice. Unde să mă mai opresc să privesc, să-mi găsesc umanitatea, să mă uit la celălalt cu umanitate? Unde să mai îmi găsesc bunătatea când eu trăiesc în această derivă continuă? De ce să mă agăț? Cum să mă agăț? De umanitatea, de omul din mine, de setea mea de cer. Pentru că asta facem cu toții. Suntem însetați de divin, de etern, de ceea ce este veșnic și chiar și pe acest pământ dorim să trăim viața noastră care să dăinuie întotdeauna. Ne construim case, ne umplem cardul, relațiile noastre ajungem să ne posedăm și să ne deposedăm de sentimente, vrem să fie cele ale celui, ale celor pe care îi iubim, să fie ale noastre, să ne aparțină. Adică e o posesie, în fond. Când adevărata relație, relație profundă, nu înseamnă posesie, să-l posezi pe celălalt, casa, contul, pentru că acolo devine junglă relațională. Ajungem să ne devorăm și asta, practic, ajungem să facem într-o statistică unde au murit atât de mulți. Ajungem să ne devorăm de frică și nu mai dăm voie umanității noastre să expire. Este ca și viața, este ca și respirația. Nu putem să ne ținem respirația, nu putem să ne ținem tot ceea ce acumulăm persoanele. Să le dăm voie persoanelor să fie diferite, să nu fie de acord cu mine. Să nu fie de acord cu mine să, și iarăși să nu trebuiască să facem războaie pe ideile noastre sau pe convingerile noastre. Doar să dăm mărturie. Eu nu încerc nici, sau măcar încerc să nu țin doar predici, nu vreau să convertesc pe nimeni. Eu vreau să mă convertesc pe mine. Eu vreau să fiu un om fericit, profund, legat de Dumnezeu și dacă lucrul acesta mai atinge pe cineva și zice, păi da, vreau și eu, adică nu, cum e vorba aia, ce ai tras, ce ierburi ai, adică glumele care se fac între tineri. Nu, eu încerc să trag har sau să mă las pătruns de cuvântul pe care îl predic, de celebrările pe care le am, de oameni frumoși care m-au provocat la frumusețe, care nu m-au lăsat în pace, de oameni care trăiesc mai profund decât mine și mă fac să mă rușinez pentru că eu nu sunt la înălțimea umanității, a preoției, a sacralității la care sunt chemat și sunt mireni laici atunci când ascult o spovadă, o mărturisire a unui enoriaș, eu să mă las implicat și spus, uite, da, omul ăsta te provoacă la o sfințenie mai mare sau la o abordare mai profundă a relațiilor. Pentru că ce? Preotul nu se încrâncenează, nu ajunge să ia obiceiurile mulțimii. Dacă oamenii l-au aplaudat pe Hristos când a intrat în Ierusalim, în Duminica Floriilor, Osana fiului David, aceiași oameni manipulați au strigat răstignește-l și dă-i drumul lui Baraba. Adică poporul, mulțimea e periculos. Adică să ne înțelegem, democrația este wow, este un bine atât de mare. Dar tot prin democrație, dacă nu e călăuzită bine și dacă e învrăjbită, prin democrație au ajuns și dictatori la putere. Da, eu v-aș da definiția lui Churchill, este cel mai rău sistem cu excepția tuturor celorlalte. Și dacă nu-l controlăm bine, da. Dar asta înseamnă că eu nu trebuie să-l controlez pe celălalt, ci să mă controlez pe mine. Și dacă fiecare ajunge să-și controleze propriile trăiri, emoții, să nu mai intre în acel dinamism de turmă, fără criterii oarecum sau fără o selecție, fără să spună, băi, ia să stau un pic să mă gândesc. Pentru că e ușor să manipulezi mulțimi, multe. Eu și cei unii care ne ascultă, păi ce voi preoții, sau spunând, da, voi popii, nu asta faceți. Deja mi-închipui că văd comentarii pe Facebook. nu mă sperie lucrul acesta, dar nu, eu nu încerc să convertesc pe nimeni, așa, în mod direct. Nu am pe fișa postului că vreau să convertesc. Dacă oameni văzându-mă pe mine cum trăiesc sau dacă mă ascultă cineva și prinde, foarte bine, îți și arăt unde, cum trăiesc eu, cum a făcut Hristos când i-a întâlnit pe apostol. Învățătorule, unde locuiești? Vino și vezi. Asta este
Cum să facem să ne întâlnim sau cum să facem să ne să devenim numai buni doar de Crăciun și să punem așa o pudră de bunătate acum, că mai facem câte un cadou, ca să-mi acopăr toate netrebniciile mele din timpul anului sau învrășbirile mele sau luptele mele, de gherila. Un pic de Crăciun. Da, și să devină doar așa o pudră și să doar așa să mă anestezieze că în fond nu sunt chiar așa de rău pe cât par. Ați spus de Noria și dumneavoastră care vin să se spovedească. S-a schimbat ceva, ați observat ceva schimbat în cei cu care au venit la dumneavoastră la spovadă în acest an? Sunt oamenii altfel? În ce sens sunt altfel? Caută mai mult profunzimea. După ce, mai ales când dai cu capul de zidul vieții, de probleme, vezi că nu luptele acestea mai rezolvă, nu toată această luptă de online sau pe unde apucăm, mai ales că nu vedem fața celuilalt, aruncăm cu ce apucăm în celălalt, nu rezolvă nimic, ca și în familie. Mai apoi, după ce te-ai certat cu cineva, îți dai seama cât nu se merita. Avem nevoie de împăcare și oamenii au nevoie de sens, au nevoie de bucurie și vin spășiți. Da, uite, nu mi-a ieșit de data asta. Oamenii care recunosc că nu au putut și că, de fapt, îi spun lui Dumnezeu, îmi pare rău. Poate am uitat să o spunem. Și chiar dacă nu folosim cuvinte, să transmitem într-o formă sau alta, pentru că sunt unele persoane care nu vor avea curajul fizic să spună îmi pare rău sau să recunoască că au greșit. Dar să o facă creativ, altfel, să fie creativ. Sunt mai mulți cei care spun îmi pare rău, care au venit în anul acesta să se reconcilieze cu umanitatea din ei, cum spuneți? Cu umanitatea din ei și cu divinitatea care le curge prin vene, pentru că asta este, adică umanitatea nu rămâne doar la umanitatea noastră, că dacă Dumnezeu s-a făcut om, e ca și noi să facem breșă în cer, să facem să coboare cerul pe pământ, fără efecte de Hollywood, ci prin bunătate, prin simplitate, prin profunzimea ochilor, fără să fie ochi care să învrăjbească sau doar să sucească gâtul sau mințile celorlalți, fără manipulare, ci printr-o întâlnire. Dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu și trăiești din el, e imposibil să nu-l transmiți, să nu se simtă lucrul acesta, să nu ajungă și la altcineva. Și de aceea spun prietenilor mei, dacă sunt ortodoși, căutați-vă un duhovnic pe undeva, adică nu există că toți suntem profitori, preoții. Sunt preoți foarte buni. Evident că îmi vor da exemple, păi uite cum e la voi, la ceilalți. Peste tot vor găsi și îmi vor da exemple că nu am dreptate. Știu, eu sunt primul scandalizat de astfel de comportamente, dar unde să mă duc? Am ceva mai bun de făcut? Și de aceea, fără să rămân doar la o rezolvare a umanității mele în lectură, doar într-un agnosticism al meu că mi-aș pune și iată, doar mă lecturez și devin mai bun. Care este motivul bunătății mele? Motivul bunătății mele nu poate fi altul decât Dumnezeu. Și am nevoie să redescoper și prin oamenii care vin și îmi vorbesc, de fapt ei mă înfrumusețează. Chiar mă fac să mă cutremur și să mă interiorizez. Bună seara, Alexandra, ești în direct la Europa FM în Piața Victoriei. O emisiune extraordinară, îți mulțumesc din suflet pentru acest invitat, pentru Părintele Doboș. Este, cred că, o seară pe care eu oricum iubesc enorm de mult pe Dumnezeu, îl iubesc, trăiesc după voia Lui, m-am bucurat foarte, cu ghilimele de rigoare, poate această pandemie poate deveni mai buni, poate suntem altfel, poate îl căutăm pe Dumnezeu mai mult, poate suntem mai pozitivi, poate, vai, mi-a plăcut Părintele, sunt ortodoxă, deci specific nu mă interesează acest lucru, pentru că Dumnezeu este pentru toți și este în sufletul meu. L-am primit, i-am deschis, a venit la mine, îi mulțumesc, nu sunt tristă, absolut deloc. Iubesc oamenii, mă iubesc pe mine, îl iubesc pe Dumnezeu. Mulțumim, Alexandra, mulțumim că ai intrat în direct la Europa FM. Ciprian, bună seara, ești în Piața Victoriei la Europa FM alături de Părintele Francis Doboș. Bună seara și o mare onoare și o mare bucurie că avem prilejul să avem așa un invitat. O
precizare legată de faptul că practic Biserica Catolică a ajuns să fie mult mai aproape de oameni în comparație cu Biserica Ortodoxă. Chiar și după situația asta pandemică, cel puțin parcă asta s-a simțit. Acum să vedem părerea Părintelui Doboș. Și chiar și prin postările și prin mesajele transmise, parcă s-a simțit mult mai aproape de oameni și nu a dus la acea dezbinare pe care s-a simțit pe partea ortodoxă. Mulțumim, Ciprian. Părinte, o provocare, o întrebare provocatoare. Eu nu pot să dau decât răspunsul colaborărilor al prieteniei mele cu Biserica Ortodoxă, cu preoți, cu enoriași, unde nu încearcă nimeni să sucească sufletul sau convingerea celuilalt. Avem exemple, da, de exemple negative. Dar nu alea ne definesc și nu alea definesc nici Biserica Ortodoxă. Nu copacul care cade este cel care definește comportamentul cuiva. Poți fi mai mulți, iarăși, sau zgomotul. E pădurea care crește. Toți cei care ne ascultă au exemple de preoți din satele lor, în orașele lor, duhovnici la care merg. Da, nu pot să mă pronunț în ceea ce privește Biserica Ortodoxă, decât prin lumina pe care am primit-o de la foarte mulți prieteni, preoți, Părintele Constantin Necula, mulți alți preoți de care nici nu pot să vorbesc așa, sau Părintele la Puchenii Moșne, Părintele Dan. Adică sunt oameni cu care ne știm de ani de zile, la care intru în casă, ne așezăm la masă, nu avem absolut nicio problemă și nu încercăm să ne schimbăm cu nimic, ci să trăim identitatea noastră ca eu să-l fac pe celălalt să fie un ortodox mai bun. Și el, la fel, să mă facă pe mine să fiu un catolic mai bun. Deja ne-am întâlnit în Hristos, în felul acesta. Bună seara, Mia! Ești în direct la Europa FM în Piața Victoriei, te ascultăm. Bună seara! Întâmplător am nimerit și sunt foarte recunoscătoare că am reușit să intru în direct. O întrebare. Eu sunt botezată în religia ortodoxă, dar nu simt foarte mult la diferența dintre cele două și întrebarea mea era dacă cineva care este botezat ortodox se poate spovedi într-o biserică catolică și mai exact la Părintele Doboș. Tăi, eu nu aș putea să spun nimănui unui ortodox, hai la mine. Eu aș căuta un preot cu har ortodox la care să meargă. Întâi de toate, voi căuta soluția aceasta. Iarăși, nu este... Dar dacă vine cineva, și sunt mulți ortodoxi care vin și stau de vorbă cu mine, au nevoie, adică nu zilnic neapărat, dar recent. Faptul că eu îndemn pe oameni ca duminica să meargă la liturghie, să asculte, eu nu zic că îi chem la liturghia catolică, pentru că aici evident că eu mă adresez tuturor prietenilor, virtuali sau mai puțin virtuali, și îndemn pe toți, mergeți la biserică, nu le zic, veniți doar la mine. Tocmai de aceea nu pot să chem pe cineva sau să provoc, pentru că aici, dacă eu am pe cineva ortodox, întâi de toate îi caut un preot ortodox. Și dacă nu vrea, veniți și la mine, stăm de vorbă. Sigur că da. Adică nu refuz pe nimeni. Dar iarăși, înainte de toate, nu încerc să pescuiesc în ograda ortodoxă ca să spun, veniți la mine. Dar iarăși, oamenii au nevoie, le stau la dispoziție. Părinte, cum vă explicați că România are un nivel de vaccinare atât de redus, cel mai redus din Europa, chiar în condițiile în care a trăit iadul pe care l-a trăit în octombrie și care ar fi trebuit să activeze frica, nu? A activat frica. Da, pentru că ceea ce spuneam mai devreme, tot frica i-a făcut pe oameni, frica și conspirațiile și... Dar ceea ce s-a întâmplat în octombrie au văzut moartea. Da. A fost îngrozitor ceea ce s-a întâmplat și totuși rămânem la un nivel de vaccinare foarte scăzut. De ce? Cum vă explicați? De frică. Asta? Deci, de frică. Nu se poate, e ireconciliabil. Da, că în fond toți vrem să trăim aici, e numitorul comun, nu trebuie să ajung să judec pe nimeni. Și de aceea spun, nu mai ajung argumentele raționale, ci argumentele relaționale. Până nu îi întâlnești pe oameni, până nu stai de vorbă cu ei, convertirea și religioasă, dar și convertirea socială și convertirea în atitudine, eu știu, de acțiuni care să nu-i pună pe ceilalți în pericol, este relațională. Pleacă de la persoană la persoană. Nu funcționează prin slogan. Părinte, vrea lumea să vorbească cu dumneavoastră. Bună seara, Viorel.
Viorel ne-a părăsit. Spunea ascultătoarea noastră, Alexandra, prima noastră ascultătoare cu care am vorbit, vorbea despre, până la urmă, despre faptul că poate fi vorba și de o șansă în această pandemie. Credeți că poate să fie și o șansă? Întotdeauna. Orice dezastru poate să se transforme într-o șansă. Orice cădere se poate transforma într-o umanitate, într-o înfrumusețare, într-o purificare, în divinizarea umanității noastre. De fapt, în dumnezeire, că ăsta este și termenul, că Dumnezeu se face om ca noi să nu mai rămânem așa, învrăjbiți, să nu rămânem, să recuperăm cum ne-a creat. Ne-a creat după chipul și după asemănarea Lui. Chipul a rămas în orice om păcătos, oriunde, în orice criminal, este chipul lui Dumnezeu. Ceea ce prin trăire spirituală, prin înfrumusețare interioară, prin viață de credință, se recuperează asemănarea cu Dumnezeu. Și aici este convertirea. O convertire pe care nu o impun, pe care mi-o impun. Asta este, eu mi-o impun și atunci eu nu mă mai lupt cu oamenii că sunt prea mulți, că e prea multă răutate, că uite cum se comportă în trafic. Bine, îmi scapă și mie, dar în jurături evlavioase mai scapă și mie la... oameni suntem. Vom putea beneficia de această șansă, vom putea să o folosim, șansa de care vorbeați, în momentul în care vom depăși însă frica, presupun, că altfel... Nu vom... Aici e interesant. Nu vom scăpa niciodată de frică. Dar, lucru esențial... ne va fi întotdeauna frică sau ceea ce este fundamental este ca să nu devină frica motorul cel mai puternic al acțiunilor și al faptelor noastre. Ea va rămâne acolo, pentru că și frica poate să însemne prudență. Nu suntem temerari, nu ne ducem și nu ne punem în pericol viața, pentru că și frica poate să fie acel termometru. Simțim pericolul cu frica. Și aici, în dimensiune creștină, mie nu trebuie să-mi fie, și mă joc cu această terminologie, frica e nocivă. Teama, și aici mă refer la teama de Dumnezeu, chiar dacă ele sunt sinonime, teama este aceea care mă apropie, pentru că este iubitoare, pentru că este respectuoasă, pentru că nu vreau să-i fac rău celuilalt. Teama de a nu supăra. Teama de a nu supăra. Nu de pedeapsă. Și, da, nu de pedeapsă, că ne-am săturat să ni se predice că Dumnezeu e un bau-bau, că mă pedepsește focurile iadului și... e greu creștinismul dacă este predicat doar cu flăcările iadului. Asta nu înseamnă că iarăși predic un creștinism așa, un fel de hipiot, totul e frumos... make love, not war, adică nu e printr-o purificare și prin post interior, prin transformare, prin înfrumusețare care ține și de antrenamentul la sala bisericii, unde trebuie să merg să-mi fac mușchii inimii. Să ne antrenăm sufletul. Vă mulțumesc mult, Părinte Francis Doboș, pentru prezența la Europa FM și pentru bucuria sufletului pe care ne-ați dat-o în această seară. Dragi prieteni, aceasta a fost ultima ediție Piața Victoriei, înainte de Crăciun. Să ne auzim cu bine, sănătoși, mai liniștiți, mai... cu umanitatea din noi mult mai bine regăsită și îndumnezeită în ianuarie și în acest moment, pentru că în acest moment rămâneți totuși cu Teddy Păun în cel mai mare club de seară din România. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.